Zeci de tineri din comuna Ponoarele au participat la cursuri de muzică și ateliere populare pentru a deprinde tainele tradițiilor din comună. Cu toți au fost instruiți de un coregraf profesionist care i-a inițiat în învățarea jocurilor populare. Activitatea a fost susținută de autoritățile locale ale comunei, care spun că elevii trebuie să învețe să păstreze obiceiurile. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop! De la vostru? Nu... Copiii din comuna Ponoarele au avut ocazia să afle tainele jocului popular alături de un instructor coregraf care a venit să îi instruiască în jocurile populare pentru ca ansamblul comunei să dăinuiască mulți ani de acum înainte și să fie veritabil păstrător al tradițiilor și obiceiurilor. Un lucru foarte bun și care mă bucură, pentru că vin generații din spate care vor să promoveze tradiția, dar nu e singura grupă, mai avem o grupă de avansați care o să fie și la festival. Cine te-a îndemnat să vii? Sau din propria ta inițiativă? Din propria mea inițiativă. Îmi doream foarte mult să învăț să dansez. Ce dans îți place mai mult? Îmi place cel mai mult Fără de Mână. Copiii sunt foarte motivați pentru faptul de a învăța dansul popular. Nu este prima repetiție, deja am început în urmă cu câteva luni, pot să zic. Am participat cu ei la câteva festivaluri. Copiii se prezintă foarte bine. Acum avem o grupă de începători. Pentru ei chiar este prima repetiție, pentru alții a doua, dar sunt pe drumul cel bun. Demersul a venit din dorința autorităților locale de a pune în valoare și păstra obiceiuri, tradiții și dansuri autentice ale acestei zone.